ce tot timpul am alte preocupări? Nu s-o văd pe aia dacă s-a îngrășat, dacă a slăbit. De ce are rol mai mare ca al meu și eu mai mic? De ce? Pe mine de ce nu mă preocupă lucrurile astea? Poate pentru că sunt un om împlinit și fericit, poate că de-aia. Sigur că am avut și eu frustrările mele și durerile mele și poveștile mele îngrozitoare și așa mai departe. Dar nu am lăsat să mă modifice pe mine ca om. Stai un pic. Sigur că noi ne distrăm. Pare că nu mai ne distrăm și așa mai departe. E un loc de muncă. Deci asta nu se face confuzia că dacă ne place, ne bucură sufletul și mie toată vine să plâng de bucurie în anumite momente, asta nu înseamnă că nu e greu, că nu e obositor, că ai momente în care plângi și de oboseală, plângi și de nervi, de frustrare, că nu știu ce nu ți-a ieșit, e muncă totuși. Salutare, dragi iubitori de teatru și film, bine ați venit la Actorie pe Felie. Astăzi o am alături de mine pe Gabriela Porumbacu. Bună, Gabriela! Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit! Bine, ai venit! Mulțumesc! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea să vorbim despre teatru, film, actorie. Vreau să vă anunț și uite, îți spun și ție că... Am doi parteneri media, nu unul singur, ci doi. Nice. Și pe această cale salut pagina de media și Radio 7, 103,4 FM. Vă zic un secret, podcastul nostru se va auzi și în FM. Dar vă anunț eu când și la ce oră. Gabriela. Da. Teatru, film, seriale. Vreau să-mi povestești tu despre tine, să-ți faci o scurtă prezentare. Vai de mine. Gabriela, pare bine. Actriță și de teatru și de film, sigur, într-o mică măsură până acum, într-o mai mare măsură de acum încolo, să sperăm. Mai nou și de serial, o experiență cu totul diferită față de tot ce am trăit până acum. Un om mult prea bun pentru lumea în care trăim, sigur că acum voi fi acuzată de cine știe ce falsă modestie, nu așa este. Noi chiar am vorbit mai devreme pe tema asta. Un om cu de toate, un om paradoxal, asta am spus-o peste tot și este foarte adevărată și viața mea demonstrează în fiecare zi că sunt un om, nu bipolar, că nu vreau să mă duc în zona asta să mă, cine știe ce diagnostice să-mi dau greșite, nu bipolar, aș spune... Un om în care trăiesc doi oameni, altfel n-aș avea. Și o să mai intrăm în subiecte și o să-ți dai seama că ai avut dreptate, mă, chiar ești un pic sucită. Trebuie să precizăm că serialul despre care vorbește Gabriela este serialul Clanul, de la ProTV. Da. Dar până acolo. Până acolo. Hai să vorbim puțin despre copilăria ta. Cum a fost copilăria ta? Cu ce să încep, Gabi? M-am născut în 1995, pe 28 octombrie, cu doi părinți minunați, artiști fiecare în felul lui. Mama a cochetat și a și cântat până când m-a adus pe lume și biata de a renunța la visul ei pentru mine, exemplu de mamă, dintr-un tată care este mai actor decât mulți actori pe care i-am cunoscut, el nefiind actor, cred că de la el am dezvoltat așa sămânța asta. E un tip histrionic, așa, nu știu cum să spun. Pentru el, orice moment este un moment care trebuie trăit la maxim, din care să facă o poveste, de care să o trăiască așa la maximă intensitate, este un vulcan de om. Iar cu actoria, cam tata ar fi de vină, pentru că nu exista weekend în care să nu ne uităm Brigada Diverse, cred că o știu pe de rost. Deci eu n-am văzut un om care să uite cu atâta pasiune la ceva, să nu se plictisească. Și e și asta o dovadă de admirație maximă, cred că dacă ar ști, și cred că știau că de pe vremea aia, de Mrădulescu, Puiu și așa mai departe, dacă ar ști ce-au lăsat în urmă și câți oameni, sigur că atâta sunt mulți alții care le duc așa memoria mai departe. În fine, vezi, eu vorbesc mult și mă îndepărtez la subiect. Da, deci tata mi-a făcut cunoștință cu film, cu teatru. Și da, pe ei dau vina pentru micuța asta artistă.
nu știu dacă mai este în ziua de astăzi, ansamblul artistic Andantino, era la Casa Armatei și acolo mi-am petrecut o bună parte din copilărie, făcând canto, dans și actorie. Și probabil că ei au observat că îmi făcea o deosebită plăcere să mă duc, adică plângeam că mă luau de acolo. Și eu, care din totdeauna mă trezesc greu dimineața, mă trezeam cu drag să mă duc acolo. Și cam de atunci au avut așa o primă impresie despre ceea ce urmează pentru mine. Și eu n-am dat niciodată semne că mi-ar plăcea altceva, deci a fost asta un semn. Am început să văd din ce în ce mai multe filme, să îmi doresc eu să merg din ce în ce mai des la teatru. Și undeva, începând cu anii de liceu, am început să avem discuții serioase. Altceva nu vreau să fac. Ne-am gândit noi. Și, deci da, în liceu te-ai decis. S-a luat decizia. Da. Cum au primit părinții vestea? Vă zis că bine. Se așteptau. Știau. Dar m-au lăsat pe mine să, ceea ce mi s-a părut frumos. Ei au simțit un sâmbure de ceva, au încercat să-l ude, să-i pună pământul ce trebuie, dar decizia mi-a aparținut, nu m-au influențat niciodată niciun fel. Dar ai putea poate să te gândești să niciodată mi-au zis nimic. Și a urmat admiterea la actorie, nu? Da. Cum a fost admiterea? Aici este o întreagă poveste. Spun de pe acum, spoiler, nu vreau să găsesc vinovați, nu cred că este bine a nimănui pentru ceea ce urmează să povestesc, ci pur și simplu așa s-a întâmplat. Nu știu dacă știți sau nu, trebuie să spun acest amănunt ca să fie povestea rotundă și întreagă, exact. Eu până acum 8-9 ani am fost foarte, eu am voie să spun, pentru că am fost foarte grasă. În sensul că aveam 130 de kilograme. Serios? 79. Da. Asta s-a întâmplat în timp, în sensul în care în copilărie am făcut foarte multă mișcare, foarte mult sport, făceam și școală, și basket, și tot felul de activități și așa mai departe. Și începând cu sfârșitul general, începutul liceului, școala devine din ce în ce mai grea, examenele din ce în ce mai importante, bacalaureat, evaluări naționale, ce mai erau pe atunci. Și am cam lăsat-o mai moale cu sportul, cu activitatea, mâncăcioasă am fost dintotdeauna. Arderile nu mă ajută nici ele. Și atunci s-a pus un kilogram azi, un kilogram mâine, poi mâine, și din genă, și din familie, mi se trage. Și am ajuns în punctul în care n-am înțeles ce mi s-a întâmplat. Și a venit și admiterea. Zic că acum asta e. Am încercat așa să mă îmbărbătez și să mă băt cu apă rece, să zic că, domne, au fost atâtea actrițe care nu au fost top modele și au fost carismatice și mișto și în roluri importante și așa mai departe, așa o să mi se întâmple și mie. Numai că, probabil că așa mi-a fost destinul să nu îmi accept forma aia fizică ca să ajung în punctul care este acum. Pentru că eu mă îmbărbătam și spuneam că așa trebuie să fiu, să fie bine, dar ceva din mine probabil că spunea fără să spună că nu mă simt confortabil. Și iată, m-a ajuns la admitere, eu crezând că sunt încrezătoare, ochiul format din fața mea, probabil că văzând că îmi tremurau genunchii sau ceva. Și sigur că n-am avut o experiență neplăcută. Mi-am spus tot repertoriul, au vrut să trecem prin tot, de la prima poezie până la fabulă și mai departe. Și n-am intrat. Și întâmplător sau nu, m-am întâlnit cu oameni care au fost de față la acest proces numit admitere. Și m-a spus că ar trebui să fac ceva în sensul ăsta, că s-ar putea să n-am nicio altă șansă. Și atunci, sigur că am trecut prin o grămadă de stări, de la furie, la a găsi vinovați, la a mă găsi pe mine vinovată și așa mai departe. Dar asta mi s-a părut foarte curios, că nu, pe moment, nu mi-a spus, da, domnule, au dreptate, trebuie să fac ceva. Copilul din mine, poate scorpionul din mine, s-a răzvrătit singur în mine, doar eu am știut, m-am răzvrătit și ce, de ce, cum adică, dar ce, trebuie să fim toate la fel, să fim toate schiloate, să nu știu ce, dar nu vreau, eu vreau să arăt așa. De ce? Pentru că m-a durut foarte tare, pentru că nu am vrut să accept, toate că știam, dar asta m-a și durut atât de tare, că s-a întâmplat ce undeva în spatele mitișoarei mele era deja planificat și
Am dat și a doua oară și aceeași poveste a fost, pentru că am ajuns acasă, n-am mai mâncat, mi s-a pus pata, n-am mai mâncat. Sigur că am slăbit niște multe kilograme pe care le-am pus la loc. Nu poate nimeni să ducă o viață așa, să mănânce un măr, jumătate de morcov și o gură de apă. N-ai cum. Dar, na, așa se întâmplă când ești impulsiv și un pic țăcănit. Și l-am pus la loc și iar am încercat și iar l-am pus la loc și iar a venit admiterea și iar m-am dus și poate că data asta s-a simțit în mine și o încrâncenare și nu știu ce. În fine, și până la urmă m-am supărat și am mers pe mâna unei prietene care a vrut să dea la Hyperion și eu i-am zis că nici prin gând nu-mi trece să fac asta, că o să dau până intru la un ATC și mi-a zis, totuși mai vrea să încerci? Că și mi-a făcut fata frumos listă, că uite, la actorie sunt profesorii cu tare, la vorbire sunt cu tare, cu tare, cu tare. Mi-au strâns așa niște nume, zic, niște actori, dar n-am vrut să recunosc că mă paște când zic, mă, eu, pentru că știam ce mă așteaptă. În ce sens? În sensul care auzisem în timp tot felul de povești, cum că se face această diferență între Hyperion și un ATC. Diferență de care mi-era groază. După ce că mi-am luat-o eu din punct de vedere fizic, asta mi-ar mai trebui, pe oriunde mă duc să-mi zică și că mi-ai trebuit la privat. Da, da. Și până la urmă mi-am luat inima din zic, hai bă, să vedeți o fică, până la urmă, dacă nu combină, pot să renunț. Și m-am îndrăgostit, acum sigur că vei spune ce să zică și a Caterina acolo. Vă spun cu mâna pe inimă. M-am îndrăgostit iremediabil de profesorii mei, în primul rând, și de colegii, nu mai spun, nu știu. O fi fost o generație altfel, am zis că înainte noastră au fost și generații din care nu s-a ales mare lucru, în sensul în care poate că nu și-au dorit cu adevărat să facă profesia asta sau cine știe, dar din generația mea, 80% sunt și acum în teatru, în film, în peste tot. Da, uși ce generație frumoasă. Da, da, chiar mă bucur pentru noi toți. Ai simțit vreodată că faptul că ai terminat la privat te-a tras în spate în meserie? Nu. Nu, aici chiar nu s-a aplicat de ce ți-e frică de a nu scapi și trebuie să-i mulțumesc prietenii mele pentru asta, că ea mi-a justificat atunci, s-a ținut de capul meu, ea, draga de-a, probabil că voia să meargă cu mine, nu neapărat că se gândea ea la viitorul meu și a încercat să mă convingă să mergem împreună și ea tot îmi justifica, matură la vârsta ei, îmi spunea că, păi, tu dacă îți vei face treaba bine și dacă chiar vei fi făcută pentru treaba asta, nu o să stea nimeni să se uite pe foi, dar unde e terminat, dar la cine, dar nu știu ce. Și zic, da, da, bine, ce să zic și tu, că vrei să mă convinc și așa a fost. Și așa a fost. În afară de 2, 3, 4 momente pe care pot să-mi amintesc acum și au fost pur niște formalități, unde ați ca să trec aici la așa, nu așa. Și de faptul că a trebuit să-mi trec în CV asta, nu m-a întrebat nimeni niciodată, nu mi-a spus nimeni niciodată nimic. Cred că e foarte important și atitudinea ta, adică să nu-ți pese și să nu simți cumva acolo... Să le atragi. Da, 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 da. Pentru că e ideea asta de fabrică de diplomă. Da. Dar, tata, când ai un profesor cu un renume, el nu o să stea să-ți dea ție diploma de dragul de a-ți da diploma. Nu. Acolo așa lucrezi. Așa. Eu am făcut Spirul Harel. Și la fel ca tine, m-am bucurat enorm că nu am intrat la un ATC pentru că mi-a fost profesoară doamna Sanda Manu și mai apoi doamna Adriana Popovici la master. Deci chestiile cu fabrica de diplomă poate se potrivește pentru anume domenii, dar la actorie clar nu. Și eu sunt de aceeași părere. Poate că s-o fi întâmplat în anumite cazuri, poate au fost cazuri, una la nu știu câți, să zici că și-o fi primit diploma pe nedrept, dar nu cred, nu știu ce să spun. Și pe lângă faptul, nu știu, că o fi fost o mână dumnezească, că poate dau prea multă importanță, cine știe, dar nu știu, prea s-au nimerit toate, toți colegii mei, poate că ne-au urmărit pe toți gândul ăsta undeva acolo, să nu cumva să se spună despre noi că suntem mai puțin meritori sau nu știu, ne merităm mai puțin titulatura asta de actor, toți am tras enorm. Deci n-a existat, mi-amintesc de toți colegii mei, n-a existat să ratăm vreo ocazie, să lipsim, să nu a existat o delăsare, o damă, cam mișcare, poate vreau să mă duc, nu a existat. Sigur că a fost pentru fiecare câte o perioadă.
un băiat, nu știu, a avut o perioadă vreo una, două de cine știe ce. A fost îndrăgostit. Sigur, asta se întâmplă oriunde, oricui. Dar în general așa a fost și profesorii m-au șocat. Adela Mărcurescu, la vorbire. Eu când am văzut că e trecută dumneavoastră acolo, zic, Adela Mărcurescu, tăticule. În primul rând, Adela Mărcurescu. Și în al doilea rând, cine știe cum a venit doar la final, la examen. Bravo, copii. Bravo. Am lucrat bine, n-am. Femeia a venit la fiecare curs. Da. Numai asta și eu. Și profesorii mei, și Maia Bornăștea, Liliana Pană, Adriana Titieni, actualmente Irimescu, Constantin Florescu, Tache Florescu, pe care îl iubesc, și Radu Crăciun, și cât și mai există. Da. Nume care ar trebui să le dea de gândit celor care au, să zicem, preconcepții, că au orgolii atât de mari și sunt așa de profesioniști încât nu vin acolo doar să semneze niște hârtii. Spune-mi, cu ce așteptări ai ieșit din facultate și care a fost realitatea de fapt? Eu știam încă dinainte să încep facultatea din poveștile anumitor prieteni din UNATC sau anumitor prieteni care au terminat actoria, asta facultatea acum, mă văd, nu știu câți ani, știam această lege nescrisă, cum că în facultate nimeni nu joacă, nu stai în facultate. Și eu am plecat la drum în facultate cu gândul că eu până când o să termin nu o să joc nimic. Și eram anul întâi, semestru întâi, eram în fața facultății și o văd pe doamna Liliana Pană, profa de an, venind la gale și eram cu mai mulți colegi și ne spune, Vițențiu, eu nu fac asta de obicei, dar îți fac o excepție. Nu facem cursul, vă duceți frumos toți acum la Bulandra, se face casting. Noi am rămas tâmpi, în primul rând, doamna Bulandra și noi, și în al doilea rând, nu facem cursul, s-a întâmplat ceva bun. Și a spus că face Alexandru Darie casting la Bulandra. Și nu știu ce să căutăm acolo. Și ne-am împărțit în două tabere. Cei care au zis, eu mă duc, râd oamenii de mine, nu am niciun rol pregătit, nu știu. În momentul ăsta nu-ți vine nimic, nu mai știi nimic. Noi în facultatea tot lucram tot felul de monolog, la vorbire cu doamna Mărculescu, lucram numai și numai pe monolog. Nu făceam numai respirații, sigur, ne și încălzeam, făceam tot felul de tehnici, de nu știu ce, dar lucram pe monolog, aplicat toate lucrurile astea de vorbire, de respirație, de pingere, de retragere, de ce mai făceam pe bun. Și noi aveam materiale în cap pe care le puteam folosi la un casting. În momentul ăla nu mai vine nimic, cum se întâmplă. Și au fost colegii care au zis că eu mai bine nu, și eu și încă câțiva mai dinii care am zis, bine, hai să mergem. Și m-am dus și erau vreo sute de actrițe. Doamne, ce văd aici actrițe pe care le cunoșteam, actrițe cunoscute, cu experiență. Eu zic, o să mă fac de râs. Și a fost un moment, un declic în care am zis, dar cum ar fi să nu mai pese atât de tare dacă mă fac de râs, dacă nu mă fac de râs, sigur, asta nu reușește nici azi. Dar mai am sclipiri din astea de moment care durează 5 minute. Hai să mai pese atât de tare, să mă duc acolo și să mă las dusă de val. Greu. Dar atunci s-a întâmplat și am intrat, zic, măi, fie ce-o fi, ce se poate întâmpla atât de rău. Și a fost atât de frumos. Și eu cred că asta a fost cheia succesului acelui casting, pentru că m-am dus atât de liniștită. Și probabil am dat ocazia să mă vadă ca om, oi fi fost luminoasă, scripitoare, cine știe. Și am luat castingul și am jucat la Bulandra din anul întâi. Și atunci eu am fost cumva încă mai greu de păcălit. Cam știam ce mă va aștepta după ce se termină facultatea, în sensul de lucru în teatru. Că surprize, tot avem, toată viața, sigur că da. Ceva nu neapărat nou, dar pe care aș vrea să-l subliniez acum, ar fi că
marea mea surpriză a fost calitatea îndoielnică a unor oameni de la care nu te-ai aștepta. Și pe mine asta mă doare cel mai tare. Mai tare decât, nu știu, o probă eșuată, un rol pierdut. Nu știu de ce, nu-mi găsesc leac la problema asta. Trebuie să încetez odată să am așteptări de la ceilalți așa cum am de la mine. Tot timpul în mintea mea este această bătălie. Eu n-aș fi făcut așa. Dacă eram eu în locul unui respectiv, eu nu mi-aș fi spus așa ceva. Nu e posibil să fac ceva, nu e posibil. Eu n-aș fi... Trebuie să încetez să fac asta. Este cea mai mare greșeală, pentru că m-a autodistrug pe mine. Și asta a fost cea mai mare surpriză. Faptul că și-au dat arama pe față niște oameni de la care nu te aștept. Și chiar și necunoscuți care m-au surprins în feluri neplăcute. Pentru că în facultate era acea familie frumoasă, ne protejam unii pe alții, eram delicați unii cu alții, ne voiam binele unul altuia, nu au existat răutăți gratuite, nu știu ce machiavelisme, ce nenorociri, nu știu, cel puțin în cazul nostru așa a fost. Și am ieșit din acel safe space, frumos, așa, și comod și liniștit, comod ca familie. Da. Așa am trecut și prin tot felul de procese. Apropo de procese, cu ce simți că te-a ajutat facultatea? Acum, după niște ani, stai și judeci și zici, băi, uite, facultatea a fost bună pentru că... Cred că primul și primul rând, munca în echipă. În copilărie, în adolescență, sigur că nu prea se pupă imaginea artistului cu ceea ce urmează eu să spun, artistului, actorului. Pentru că, de ce zic asta? În copilărie și în adolescență am fost și încă sunt, încă mai e o parte din mine așa, o fire foarte, nu timidă, retrasă, conținută. Întotdeauna mi-a plăcut să stau undeva în umbră și să analizez, să studiez. Asta m-a ajutat în timp, mi-am dat eu seama. Am fost foarte atentă la viață. Eu nu prea am trăit-o, cât am observat-o. Da, și prin urmare, normal că interacțiunile mele nu erau ca ale multor altor copii. În sensul în care nu eram în centru atenției, nu eram prima la joacă, nu. Eu stăteam undeva în băcuța mea și observam, analizam, studiam. Și când am intrat în facultate, te trezești în miezul oamenilor. Trebuie să lucrezi cu oamenii, nu numai să lucrezi. Numai actorii cred că poate să înțeleagă pe deplin sentimentul ăsta de a lucra omul ăla. Că nu împărțim niște foi de la unul la altul, nu semnăm amândoi pe aceeași foaie. Eu lucrez cu tine și tu cu mine. Și nici nu știu cum să explic chestia asta. În fine, este o intimitate sufletească și nu numai, pe care cred că nici în relație de iubire nu o întâlnești. Și ia uite, eu care am fost obișnuită mai eu în căsuța mea, în cochilia mea, m-am trezit lucrând cu sufletul meu, în același timp cu sufletul și inima lui cuiva, da. Deci mai în echipă de atât n-ai cum. Oamenii și... uneori au impresia că unul dă un text, celălalt dă un text, dar nu e vorba doar despre asta. Poate că unii o fac chiar și după ce termină facultatea. Așa. Chiar și s-ar putea, nu știu, cel puțin așa am auzit, n-am avut încă astfel de întâlniri, dar am auzit că ar mai fi actori care sunt foarte individualiști așa. Nu știu, au probabil anumite tehnici, anumite mecanisme care funcționează la public, adică ei ies bine. Bă, ce actorul, ce voce, ce prestanță, ce prezență, dar în relație cu tine pe scenă nu e același lucru. Se simte că e pentru el cu el, ca să iasă lui bine și să se uite pătrunzător și să dea cu pumnul în masă să sară cafelele. Am auzit, nu știu, ori fi și așa, ce să zic. Dar nu știu ce satisfacție au. O să folosesc un cuvânt destul de urât, dar doamna Manu zicea în facultate, nu te mai masturba, nu fi onanist, să lucrezi doar tu cu tine. Excelent, da, da, da. Da.
fă dragoste cu celălalt, iubiți-vă, participați unul cu altul. Așa e. Și atunci sunt cele mai mari satisfacții, nu știu, pentru mine cel puțin, când facem ceva împreună, când oboară îngerul sau câte și mai câte astfel de expresii există, pentru toți cei care ne aflăm acolo, doar pentru unul. Pentru că și-a făcut el toate șerlicurile ca să iasă în evidență și să-și ia aplauze, nu știu. Ai obicei sau superstiții înainte de premieră, înainte de filmare? Nu e nici obicei, nici... dar ar putea să fie... Nu e neapărat superstiție, nu știu cum să o definesc. Este o frică pe care o am, și anume să nu fiu la capacitate maximă în momentul în care am spectacol sau... Și pentru asta, când spuneam și mai devreme, în special când am casting-uri sau probe sau cine știe ce am dimineața sau chiar și repetiții, mă trezesc mult mai devreme decât ar trebui, cu toate că vine să mă înjur, să mă dau cu capul de pereți, că sunt nevoită să fac asta, dar știu că altfel nu pot să fiu la capacitate maximă decât dacă sunt trează de nu știu câte ore. Nu știu dacă mai e cineva în situația asta, sigur că ori mai fi oameni care nu sunt neapărat matinali, dar da, deci în loc să stau să mă odihnesc, să dorm mai multe ore, mă trezesc și stau și mă încălzesc și vorbesc și nu știu ce, să se încălzească vocea și fac să fiu la capacitate. Bun, asta ar fi una. Să zicem că e obicei, da. Și nu am superstiții, nu fac, nu știu ce, îmi iau șosetele roz, îmi prind părul în coadă sau nu. Astea nu practic, nu obișnuiesc. Dar am tot felul de obiceiuri din astea, cum e asta cu trezitul, ce obicei mai am. Asta e sigur că dacă m-ar auzi, unii m-ar înjura sau ar spune că ar trebui să mă arunc de la balcon sau ceva. Eu nu pot să stau izolată înainte de spectacol. Sunt alți actori care, sigur, fiecare cu bucătăria lui, cum se spune. Sunt actori care trebuie să stea, să-și conserve energia, să se gândească, să nu știu ce. Eu asta fac acasă, fac o noapte înainte, nu știu ce, dar când sunt acolo, și sunt un pic egoist aici, dar când sunt acolo în culise, în așteptarea gongului, că atunci, cred că mă înțelegi, se moare, nenică, se moare de infarct, se moare de tot ce se poate. Așa, prefer să glumesc cu colegii, să povestim, să nu știu ce, să și îmi găsesc și unii pe măsura nebuniei mele care să-mi dea până la mână și stăm și vorbim și nu știu ce. Unii ar spune că este risipă de energie, că nu știu ce, pe mine mă ajută teribil. Eu dacă am timp să stau în gândurile mele acolo și singurică, să mă bage nimeni în seamă, mă cufund în niște emoții și niște palpitații de lungă durată și atunci intru acolo mai obosită decât ar trebui, nu știu cum să spun. Pe mine emoțiile mă consumă teribil și cu cât am mai puțin timp la dispoziție să le simt, cu atât mai bine, ca să nu intru terminată. Da. Dar asta fac cu 50 minute înainte, în rest stau și mă concentrez, mă așez, mă așa, mai citesc textul odată, sunt nebună cu textul meu, frică să nu-l uit. Nu mi s-a întâmplat, singura dată mi s-a întâmplat, nu l-am... ceva teribil. Era un spectacol pe care îl jucam a 30-a oară. Deci îl știam cam palma. Bun. Nu aveam emoții, nu era vorba despre asta, nu se întâmplase un accident, nu eram obosită, nu mi-era rău. Deci erau toate condițiile să iasă totul perfect. Bun. Și că asta mi s-a părut penibil din partea mea. Că m-am întors spre colega mea, am deschis gura, am fost într-un O și am rămas așa. Și am rămas... Sigur că, probabil că uneori am crezut că am AVC. Alții au crezut că, ia uite cum, incredibil cum trăiește momentul ăsta. Fii atent, este atât de supărat încât eu sper ca 80% din cei care au fost acolo să zică, domnule, extraordinar. Deci atât de bine joacă că a rămas fără cuvinte. Eu sper că nu și-a dat nimeni seama că eu am stat 10 secunde așa. Deci pentru mine a apărut o eternitate. Am transpirat 5 kg, sigur că da. Și nu mi-era suficient de frică, mi-era până atunci de uitarea textului. Acum sunt obsedată de asta. Să nu cumva să mi se întâmple vreodată.
mai rău decât mi s-a întâmplat. Nu știu ce a fost acolo, nu știu ce, dar sper eu că am dresul bine, că n-a fost chiar atât de vizibil cum îmi place mie acum să exagerez. Și până la urmă, să fim sinceri, spectatorii nu știu ei cam cum am pregătit noi lucrurile, da. Și accidentele acestea pot părea parte din întreg. Care e cea mai mare bucurie pe care ți-o aduce această meserie? Iar copilul pur din mine iese și zice oameni. Oamenii și cei din public și cei cu care lucrez, oamenii, pentru că nu știu, adică încerc să-mi imaginez așa câteodată cum ar fi să am un woman show, cum ar fi, în pandemie m-am gândit mult la treaba asta, Doamne, dacă o să rămânem mai în casă, sigur ca toți, toată lumea s-a gândit la asta, cum ar fi viața dacă așa ar fi de acum încolo. Ce ar fi cu actorii? Ne-am mutat toți pe internet, am face numai sketch-uri pe net sau ce am face, ce s-ar întâmpla. Și mi-a venit să plâng în numărul asta și mi-am dat seama, zic, hopa. Deci asta pentru mine ce înseamnă? În primul rând, că la fel de importantă ca actoria sunt oamenii și aia cu care lucrez și aia care vin să ne vadă. De unde rezultă că cred că primul și cel mai important răspuns la întrebarea ta asta e oamenii. Ai vreodată un regret că ai ales această meserie? Am avut regrete din astea, să spun, punctuale, în sensul în care regret că omul ăla alege să fie atât de meschin, regret că nu știu, n-am fost mai înțeleaptă în momentul ăla să răspund nu știu ce, am regrete în meserie pe anumite, cum să zic, pe chestii punctuale, dar că mi-am ales să fac asta, nu, niciodată. Deci frustrările din partea aceasta ar veni. Dacă ai luat această înregistrare, da, și ei puteau trimite Gabrielei, care tocmai termina facultatea, ce îi spune? I-aș spune să-ți crezi un pic de context. Când am terminat facultatea, a urmat o perioadă de, nu mulți, dar câțiva ani, de ziduri de care m-am lovit. În sensul în care, nu știu câtă lume știe, nu știu dacă mă repet, dacă am mai spus undeva, nu contează, întotdeauna se găsește cineva nou care se uite, sigur că da. Eu nu sunt chiar o actriță comodă din punct de vedere fizic. Deci mai pompoz, atât nu puteam să mă exprim. În ce sens? În sensul în care am fața pe care o am, am vocea pe care o am, am înălțimea de 1,80 și pe care o am și aveam vârsta pe care o aveam. Deci toate aturile pentru a fi o imagine. Da. Cam asta vrea să spune Gabriela, dar ea spune cu modestie. Deci, ce? Gabriela când apare pe scenă, este ceva ce ți atrage atenția și poate că pe unii îi deranjează lucrul acesta. Aici vreau să ajung, exact. Mersi frumos. Păi, da. La momentul ăla, adică în anii respectivi, cam nimeni, bine, erau și oameni care mi-au dat votul lor de încredere și au văzut mai departe de o înălțime ăștia din comun și așa mai departe, dar de la mulți oameni auzeam chestiunea asta că o să fie foarte greu în meseria asta, pentru că o să fie distribuită foarte greu. De ce? Pentru că, și începea papirul, pentru că nu o să găsești actori pe măsura ta, pentru că una ți-e vârsta, alta ți-e înfățișarea. Nu poți să joci roluri de femei de 50 de ani pentru că totuși nu ești suficient de coaptă, nu ai experiență de viață, nu ești credibilă, nu ești nu știu ce. Nu poți nici să joci cu ștaci de 20 de ani pentru că arăți ca doamna profesoară. Zic, nu am probleme, mă, nici am ieșit în facultate, nu am probleme. Da, dar perioada asta a fost presărată și cu oameni, cum îți spuneam, care au văzut mai departe de asta și au zis că stai mă puțin,
că nu există pe lumea asta numai Julieta și Aneta Duduleanu. Între ele nu mai există nimic. Există, că nu e ca în viață. Că nu tot spunem noi că actorii e ca în viață, actorii sunt ca în viață, ca oamenii. Păi oamenii sunt doar într-un fel, Doamne iartă-mă, bun. Și acum, de vreo câțiva ani, să zic, am început să mă întâlnesc undeva la mijloc cu înfățișarea mea și să nu mai fie chiar așa o problemă. Dar da, probabil că așa e cum spui tu. Majoritatea celor care îmi spuneau că o să-ți fie greu, se refereau la faptul că sunt ieșită din comun și atunci dacă sunt ieșită din comun e o problemă. De ce? Că inhib, că am auzit și povestea asta, ce treabă avea înălțimea? Că inhib oameni, că impun nu știu ce, distanță, că Doamne iartă. Sunt niște lucruri la care tu nici n-ar trebui să te gândești. Exact. Și nici n-ar fi trebuit să se gândească, dar probabil că simțeam un pericol. Poate, poate, cine știe. Deci aș spune că să stea liniștițică, pentru că perioada aia ușor, ușor se va duce și dacă nu se va duce complet, tot o să întâlnească oameni care o să vadă mai departe de asta și pentru care, pentru ei va fi mai important ce poți tu să faci și nu ce înălțime, ce kilograme, cum e buza de sus și cum stă părul după ureche. Când ai fost sfătuită, practic, să renunți, nu? Cam. Să te lași, nu ți se acorda încredere, totuși, de unde ți-ai găsit resorturile de a rămâne pe drum? Pentru că mi-am promis că nu o să fac niciodată altceva, pentru că nu, sigur că nu sunt o încuiată nebună. M-am gândit și eu în viața asta de atâtea ori, dacă ar fi să nu mai fac ce aș face, ce nu știu ce, am avut și alte hobby-uri și așa mai departe. Dar nimic nu m-a bucurat cum m-a bucurat asta și de asta mi-am promis că orice s-ar întâmpla voi face asta. Sigur, și validările oamenilor, că dacă mi-ar fi spus din 10-9 că apucă-te de altceva, poate că altfel ar fi fost situația, dar oamenii care mi-au acordat timpul necesar și votul de încredere mi-au spus că nenică ăsta ți-e drumul și atunci am avut norocul că balanța a fost, dacă stau să mă gândesc, destul de echilibrată, în sensul în care am avut de-a face și cu niște oameni care cu greu își merită această titulatură de om și oameni pe partea cealaltă care, nu știu, dacă se mai fabrică, adică... Modelul acela mai e rar. Și am încercat, sigur, cu anumite derapaje și cu reveniri, să îi iau în considerare doar pe cei care sunt oameni și de la care chiar am ce învăța, nu doar de suferit, aiurea și gratuit. Deci, promisiunea pe care mi-am făcut-o, m-a ținut pe drum și oamenii care mi-au spus dă-i înainte, dă-i. Dă-i că va veni o zi în care să-ți ajute Dumnezeu să ajungi în punctul în care să fii de nelocuit și căutat și așa mai departe și să vezi cum atunci nu o să te mai întrebe nimeni nici ce înălțime ai, nici de ce ești brunetă și nu blondă, de ce ai vocea așa groasă și mai subțire, să vezi tu că pe parcurs și pentru că ești bună, așa am spus-o mine, pentru că ești bună, pentru că ești serioasă, pentru că asta vrei să faci, sigur o să ajungi mai devreme sau mai târziu în punctul în care vei avea succes și atunci, îmi spunea o doamnă profesoară, să vezi tu dacă nu vii, cum zic eu, de n-or veni coadă să te ia că vai, ca un rol special pentru tine, ești perfectă pentru el. Și zic că da, poate că așa se va întâmpla și s-a întâmplat cu câțiva, să știi. Foarte nu că am ajuns la un nivel, dar cred că și-au dat seama de gaf. Foarte bine. Bănuiesc că satisfacția a fost pe măsură. Spune-mi, te rog, dacă sau cum răspunzi invidiilor, răutăților,
care sunt așa, să zicem, aruncate. Vezi, asta intră la categoria, una dintre cele mai mari durere ale mele, că ți-am spus, cu calitatea îndoielnică a oamenilor. Bun. Că vreau, că nu vreau, mi-am dat seama că sunt o pauză pierdută, oricât aș vrea eu, oricât m-aș pregăti de acasă să înfrunt răutatea și când mi se face nedreptate sau când sunt vorbită de rău sau când ce se întâmplă, dom'le, să iau atitudine și să mă duc și să spun și să la iurea, niciodată nu fac asta. Din jenă, în fine. Prefer să o să mă macin acolo. Da. Poate că dacă nu m-aș mai macin atât, aș trăi mai mult. Deci nu prea răspund, nu mi-amintesc niciun moment în care și mi s-au spus lucruri răutăcioase și în față și oricum cu femeile e o situație un pic mai delicată, toată lumea o știe, femeie cu femeie mai greu. Nu pot să înțeleg asta, nu știu, cred că răutăți de genul ăsta poate să aibă doar un om care este nefericit. Mie, mă gândesc, și nu că vreau să-mi ridic o statuie, o să vedeți la ce mă refer, mie. Cum de nu mi s-a întâmplat niciodată? Ți-i spun uneia, vezi că nu știu ce. Sau mie. Eu de ce tot timpul am alte preocupări? Nu s-o văd pe aia dacă s-a îngrășat, dacă a slăbit. De ce aia e mai mare ca al meu și eu mai mic? De ce? Pe mine de ce nu mă preocupă lucrurile astea? Poate pentru că sunt un om împlinit și fericit, poate că de-aia. Sigur că am avut și-o frustrările mele și durerile mele și poveștile mele îngrozitoare și așa mai departe. Dar nu mi-am lăsat să mă modifice pe mine ca om. Mi-au îngreunat mie sufletul și așa mai departe. Dar am ales, sau poate că nu e o alegere, nu știu, dar am ales să zicem, să nu lăsa să mă modifice, pentru că eu am pățit asta, păi să fiu anevi, dacă nu de acum încolo, să vezi ce fac și ce nu știu ce. Nu! Mă gândit sigur. Iată că există și genul ăsta de oameni, vieții de ei, săracii de ei, m-a durut, dar eu sunt eu. Și probabil că oamenii ăștia care, la rândul lor, perpetuează răutatea și invidia și bârfa și nu știu ce, poate că au fost oameni care au suferit la un moment dat sau li s-au făcut și lor nedreptăți și au zis că, deci așa e viața, bine, tăticule, pe așa o să fiu și eu. Și eu, fel, cred că pot să-i înțeleg, cred că de asta undeva sunt demn și de compasiune. Că poate că asta le-a fost povestea. Ceva i-a adus în punctul în care să considere că așa trebuie să trăiască. Cine știe, da. Sunt oameni care se hrănesc cu bârfă, cu minciuni, da. Cu intrigi. Răutăți gratuite, Doamne. Spune-mi dacă ai simțit vreodată că profesia îți creează probleme în viața personală. Nu. Pentru că până acum, de acum încolo, cine știe ce, prin ce transformă să mai trec și eu, până acum pe mine nu m-a interesat foarte tare vacanțele. Sigur că atunci când a fost ocazia, când am putut, când așa am plecat, m-am dus, dar nu a fost o prioritate în viața mea. Și asta cu măritatul, cu copiii, o întreagă discuție aici, dacă vreau dezvoltăm după aia. Deci, nu am simțit că m-a afectat în niciun fel personal. Prietenii pe care le-am avut înainte de actorie au fost o mână de oameni și m-au înțeles și oricum m-au susținut și sunt la fel de bun ca mine și n-avem cum să nu păstrăm prietenia asta o viață, că prea ne leagă aceleași boli. Așa. Părinții m-au înțeles, aici e o problemă, că și cred că depinde de mine, nu ar trebui să, iarăși să zic, că din cauză că nu știu ce, de-aia nu pot. Nu, dacă vreau cu adevărat, reușesc să-mi fac timp. Nu reușesc să-i vizitez atât de des cum ar trebui. Cum ar trebui, de ce zic ar trebui? Adică pe măsura iubirii pe care îl port. Și da, trebuie să încep să-mi gestionez un pic timpul ca să-mi favorizez și plăcerile astea personale ale inimii, jumătății de inimă care ține de familie, de prieteni și de mine, știi? Dar așa Ziceai de copii, simți o presiune socială care îți spune că...
este o presiune socială, începe cumva să nu mai fie și asta mă bucură, de când cu acest nou val de deschidere, de cunoaștere, de și cu psihologia și cu terapia și cu tot ce se vorbește, se practică, se citește în ziua de astăzi, ușor, ușor încep să schimbe lucruri și sigur ai observat și tu. Și mi se pare că și asta este una dintre ele. Parcă în ultimii ani n-am mai auzit atât de des discuții despre cum o femeie trebuie să, la 30 de ani, să aibă copii, să aibă aia, să aibă aia, să aibă aia. Sau întrebări. Îmi amintesc când eram mai micuță și cumva mă programasele și pe mine să cred asta, să-mi scriu undeva într-o agendă, în cap, că... Ai termen limită. Da, auzeam în jurul meu, la mes, când eram cu părinții, cu familia, cu prieteni, că vor lua despre cutăreasca, că, doamne, 29, tare 29 de ani și... Nu știu ce să aleagă de fata aia. Deci eu până la 29 trebuie să, ca să am copil, trebuie să fiu cineva, să fiu cu cineva, trebuie să-l cunosc un pic mai devreme de două. Cu tot calcul, mama m-a făcut la 27, deci... Mă întreabă și sigur nu sunt singura femeie care a trecut prin asta. Și da, mă bucur că trăiesc vremurile astea în care nu mai eu. Pentru mine cel puțin încă nu s-a deschis această pagină a vieții mele în care să consider că e o prioritate să mă așez la casa mea. E alegerea fiecăruia din punctul meu de vedere. Asta e ceva atât de intim încât nimeni n-ar trebui să-și permită măcar să dea un sfat din punctul ăsta de vedere. E șocant că ai avut 130 de kilograme. Da. Și acum ești zveltă și, să zicem, în tiparele astea. Victoria Secret, sunați-mă tată că e cazul. Dar corpul este instrumentul nostru. Da. Cum ai tu grijă de instrumentul tău? Uite, apropo de instrumentul ăsta și de povestea de mai devreme cu admiterea, cu pune mâna și slăbește și așa mai departe, vezi cum am reușit, iar sunt tot într-o notă optimistă, pentru că, sigur că poate trebuie să mă spun așa, poate că trebuie să vadă mai departe de aspectul fizic, că slăbitul oricum se putea întâmpla în timp, sau nu. Și poate că a fost bine că am primit un feedback atât de radical, că am ajuns în punctul în care sunt acum și vezi, acum am ajuns să le mulțumesc. Că cine știe cât ar fi durat procesul ăsta de slăbit dacă nu... m-ar fi rănit în momentul ăla, nu știu ce, și o să găsesc the bright side, știi? Deci da, în primul rând mă bucur că am slăbit pentru sănătate, nu de altceva. Că cu maturitatea de acum îmi dau seama că asta cu aspectul este o chestie de superficială atât timp cât nu afectează sănătatea. Bun. Și la numărul de kilograme pe care îl aveam, la un moment dat cred că ajungea să mai afecteze sănătatea. Nu la 20, dar poate la 30, la 40, cine știe. Și mă bucur că am slăbit și că reușesc să mă mențin. Că e și asta o chestie, mai greu cu menținutul. Deci asta fac pentru corpul meu. Fac alegeri sănătoase. Prietenii mei apropiați știu, dar cine nu mă cunoaște așa de chestia asta, nu mă crede nimeni. Nimeni nu mă crede că eu nici în sfântă zi de astăzi, eu nu mai pun gura pe nimic nasol. Nimeni nu mă crede. Tu, de mă, de aici că au trecut 8 ani, mai că tu mai mănânci o bomboană? Nu. Mă rog, mă cred acum, da, eu știu ce fac. Și iată, deci puteți observa că mănânc un număr limitat de alimente și totuși nu sunt băț. De unde rezultă ardele și metabolul lent pe care l-am. Bun. Deci asta fac. Fac alegeri și astăzi eu. Înțelepte, zic eu, aleg să mănânc carne la grătar și nu prăjită, aleg să mănânc o fructă și nu o ciocolată și așa mai departe. Bun, cam asta fac, nu stau să-mi cântăresc, nu stau să-mi uit la ceas, nu... Asta funcționează la mine, fiecare cu corpul lui. Bun. Fast food ceva? Nimic. Pentru că, deci, pentru că sunt un om fără limite. Iată, mie când îmi place ceva, sky is the limit, cum a fost și cu actoria și cu tot ce mi-a plăcut în viața asta, pe de care și cu mâncare, că doar nu, de la era, nu se semn așa. Și mă cunosc mult prea bine, să știu, că dacă, bă, acum mi-aș permite să mănânc o bomboană, greșit, pentru că astăzi e ziua ta de naștere.
e ziua mea, Gabriela, nu poți să mănânci o cură de tort? Da, e ziua mea, să mănânc o fire de tort. Mâine al mama, pe al tata. După aia e ziua mea, după aia mergem la Mec, după aia mergem acolo, după aia mergem acolo, după aia mergem acolo și... Și creierașul meu, care cam așa funcționează de multe ori alb-negru, se va simți descătușat, va spune, a, deci se poate acum și se va putea oricând, știi? Am înțeles. Eu nu prea le-am cu limitele în anumite situații și eu știu că e mai bine așa, nici nu mai simt nevoia. Adică, sigur că organismul meu după atâția ani s-a dezobișnuit, deci nu e vreun merit că sunt eu o eroină care zi de zi se luptă și se luptă și vine să plângă și nu mănâncă. Nu. Găseam că în 8-9 ani, rutină. Nu mai simte organismul nevoia, e ca lăsatul de țigări, de sigur că o lună, două, șapte leșini îți vine să te dai de toți pereții. Dar după un an, doi, organismul s-a readaptat, s-a recalibrat, s-a rece, s-a re el. Și nu-ți mai cere. Dar dacă își cere, ce faci? Sigur că mai am și eu momente care, că și asta un medic poate explica mai bine, în funcție de carențe, de nu știu ce, simți nevoia, de dulce, de nu știu ce. Iarăși, alegeri înțelepte. Dacă simt nevoia de ceva dulce, mănânc smochine din alea uscate, deshidratate, sau prune, sau nu știu ce, adică încerc să înlocuiesc. Da, da, da. Ce hobby-uri ai? Actoria și mi-ocupă tot timpul. Și chiar ce chestie, și iarăși nu spunem noi nimic nou, dar ar fi frumos să spunem și noi ce chestie frumoasă, că reușim să ne trăim hobby-ul în fiecare zi, nu să fie profesia noastră, ce drăguț. Eu și zilele trecute am spus unui copilaș că îi spunea altcuiva, dar tu nu muncești, că tu mai mereu ești pe acasă, tu... Așa zicea cuiva și i-am zis, măi puștule, găsește-ți ceea ce îți place ție să faci și o să fii și tu în vacanță toată viața. Bine, și noi lucrăm, și noi ne consumăm. Dar când o faci cu plăcere, cât de mult contează, cât de mult contează, a nu se face această confuzie. Din păcate am auzit și varianta asta, că, Doamne, povestea un coleg, e de arăsul plânsul, că vorbea cu nu știu cine, un avocat, dacă nu mă știu, nu contează. Și din una în alta am ajuns la... Colegul meu îi spunea că, băi, trebuie să mă duc, că mâine mă pregătesc, că am spectacol, nu știu ce, nu pot să... că nu putea să pierdă noaptea, că avea spectacol următoarea zi. Și respectiv îi zice, da, până în actorie, tu ce mai faci? Adică și colegul meu naiv s-a gândit că, a, în sensul care când am nevoie de bani, dacă mai fac și altceva, workout-ul sau orice. Mă, nu, zic, în sensul care, ce lucrezi în afară de actorie? Este, mă, actorie e locul de muncă, adică la ce te referi? Să, voi vă distrați, vă mai mulțumesc pe acolo, vă nu știu ce, că e Caterin, că așa vă distrați, dar... Dă-i seama că arăt patul ăsta, băi, linică, stai un pic, stai un pic, sigur că noi ne distrăm, pare că nu mai ne distrăm și mai departe, e un loc de muncă. Deci asta nu se face confuzia, că dacă ne place, ne bucură sufletul și mie toată vine să plâng de bucurie în anumite momente, asta nu înseamnă că nu e greu, că nu e obositor, că ai momente în care plângi și de oboseală, plângi și de nervi, de frustrare, că nu știu ce nu ți-a ieșit, e muncă totuși. Da, și în momente în care... E muncă pe care ți-ai ales-o din suflet. Să zicem că ai și tu grijile tale, problemele tale, stările tale, fizice. Să fii obosit, poți să te simți rău. Tu trebuie să urci pe scenă sau să vii în fața camerei și lucrul acesta să nu se vadă. Dar ziceai de muzică. Muzica nu e un hobby? Așa, stai că vezi, am zis actorie și acolo am încheiat. Muzica, da. Deci lăsăm actoria, hobby. O lăsăm. Ceva din afara actoriei. Muzica, da, într-adevăr, n-am... Zic eu, dar îmi dau seama că greșesc și că astea sunt limitele gândirii mele. Am eu acest
o greșeală, nu o greșeală, nu principiu, nu e o greșeală să, să spun chestia asta, că ar cam trebui să fac un singur lucru și pe la bine. Că nu e neapărat așa, mai ales că muzica nu contravine actorii sau nu este ceva care, ba din potrivă, pot funcționa împreună. Și cred că asta mi se trage de când m-a întrebat cineva că dacă ar fi să alegi, ce ai alege? Actoria, nu las actoria pentru nimic. Și atunci am încuiat muzica undeva într-un sertăraș. Nu e așa. Și chiar recent am spus un spectacol în care și cânt, deci iată că ele pot funcționa împreună. Și ar trebui să scot ușor-ușor muzica asta mai la iveală și să nu o las numai așa pentru hobby, pentru acasă. Pentru că cine știe, ar trebui să mă reapuc chiar și de canto, să caut o felul de audiții unde se caută și soliste. Și de ce nu? Mai ales că am studiat, adică nu doar că lălă eu prin casă. Am studiat și mă ajută vocea. Ce ar trebui să-i dau așa un update la hobby, poate la chiar o activitate serioasă. Și eu mai fac muzică din când în când. Și îmi permit lucrul acesta în sensul în care mă ajută că mă descarc. Este un proces terapeutic până la urmă. Și ai ceva înregistrări? Sunt pe YouTube? N-am, pe asta spuneam că am studiat la nivel profesionist, dar n-am practicat la nivel, știi? Pentru că mi-a plăcut, îmi place, mă bucură. Am vrut să învăț, am studiat, am nu știu ce, dar vezi limita pe care mi-am impus-o eu. Dar ca profesie este una singură, actoria. Doamne, dar stai un pic că actorul mai și cântă, mai și dansează. Deci ar trebui să exploatez mai mult zona asta. Deci nu, n-am nimic, cred. Se poate trăi decent din actorie? Hai că mi-a părut bine. Hai să... Fii o doamnă. O doamnă. Cum să zic eu, doamne? Depinde cine ești. Și aici mă voi duce în două direcții. Depinde cine ești. Unu. Ca nume, ca experiență, pentru de ce spun asta? E sigur că e cumva la mintea cocoșului, dar o mai subliniez și eu. În momentul în care, și pe bună dreptate, sigur că da, în momentul în care ai ani și ani și ani de experiență și filme bune scoase și atâtea spectacole și ești cotat ca fiind un actor bun, cu experiență, cu nu știu ce, sigur că vei fi remunerat pe măsură. Dacă ești, și asta, vezi, sunt niște chestii atât de subiective și nu neapărat subiective, dar care pot fi privite din 10 unghiuri. Putem fi amândoi de acord că, dom'le, dacă ai 30 de ani de experiență, ți-ai trăit toată viața pe scenă, pe platouri, ești un actor bun, ți-ai făcut treaba cu conștiinciozitate, cu nu știu ce, foarte bine, dom'le, să fie plătit cum merită, corect. Pe de altă parte, de ce un tânăr care a terminat facultatea anul trecut, dar care este bun, care e serios, care promite, care și așa mai departe, el de ce e plătit cu o sumă care nu știu dacă își permite să plătească mai mult de o masă în oraș? Vezi, aici e un pic, sigur că spui, dom'le, ești la început de drum, așa e în orice, nu știu ce să zic, că în unele cazuri e o diferență uriașă. Uriașă. Iar produsul are o anumită valoare pentru că sunt și cei mici și cei mari și, acolo. Și, exact. Sigur că poate că exista cazuri, teatre, producții, eu știu, care plătesc cam la același nivel pe toată lumea. Doamne ajută, așa sunt. Sunt, sigur că sunt. Iată. Dar încă mai sunt și spații, contexte, mă rog, unde se întâmplă diferențe uriașe de genul ăsta, pe care poți să le înțelegi și nu poți să le înțelegi. E o chestie foarte ciudată. Bun.
Deci la asta mă refer când spun depinde cine ești. Și în același timp când spun depinde cine ești, mă refer și la cine ești tu, ca om, nu ca actor. Pentru că și noi, actorii ăștia, pe lângă ce se vede pe scenă, ca entități, nu știu cum să le numim, suntem și noi într-o groază de feluri. Am avut colegi care, cum să spun, au avut niște, sigur că pe parcurs s-au schimbat, au avut niște principii din astea foarte de nezdruncinat, care, bineînțeles că viața a venit, le-au demontat și și-au revenit. N-am auzit, nu de puțin am auzit chestiuni de genul eu am înțeles că n-am experiență, că sunt proaspăt ieșit de pe băncile școlii, dar asta nu înseamnă că mă duc să fac figurație simplă, nu știu unde, sau figurație specială, nu știu unde. Sigur că poți să înțelegi că este orgoliul ăla de tânăr care, mai ales dacă știi că poți, că muncești, că nu știu ce, sigur că ți-e așa un pic incomod sufletește să te duci într-un loc în care poate că tu ai putea să faci mai mult decât doar să apariție-dispariție prin cadru. Dar poți să înțelegi, dar pe de altă parte, eu tot timpul aveam meciurile astea cu prietenii care aveau ideile astea și am, bă, nu cred că e așa. Bă, nu e așa, că fiecare etapă are importanța și rolul ei și așa mai departe, plus că nu știi pe cine cunoști, nu știi cu cine te împrietenești, că este și ăsta un aspect foarte important. Degeaba, și cred că nu se mai practică răspândirea asta ideii conform care, domnule, important e să fii bun. Nu e. Viața mea demonstra că nu e numai asta important, e foarte important și pe cine cunoști și cu cine te împrietenești și cine pune o vorbă bună pentru tine și cred că așa vor fi mai multe meserii, nu doar în asta. Și de asta e important, mai ales la început de drum, zic eu, nu știu, s-ar putea să fiu cucu și în viața să-mi demonstreze că am greșit spunând asta, cine știe, dar la momentul ăsta eu consider că nu e rău să te cam duci peste tot ca tânăr actor. Și eu cam asta am făcut și nu mi-a fost rău deloc. Sigur că uneori m-am uitat așa cu o supărare că oricând o să-mi vină, eram deja la 7-lea proiect în care, nu știu, eram al 3-lea copac din stânga. Gândeam că când o să am și 2 replici, când o să nu știu ce. Sigur, dar am fost al 3-lea copac de pe stânga. Dar glumind cu colegii în culise sau la o masă sau nu știu ce, poate m-a văzut regizorul. Și a zis, bă, dar tu ești simpatică foc, ai simțul umorului, nu știu ce. Și peste nu știu cât timp s-a gândit să mă cheme să dau o probă pentru un rol, știi? De asta spun că nu știi ce se poate întâmpla. Sigur că sunt și experiențe din care nu vezi mare lucru, din care bașca poți să te mai ales și cu cine știe ce calități din astea duce de oameni, dar nu sunt chiar atât de dese. Și de asta zic că depinde și cine ești. Cât de dispus ești să... să zic eu, Doamne, să fii peste tot, oriunde, oricând, să nu te lași dărâmat de dezamăgiri, de astăzi mai puțin bani, mâine mai mulți bani. Sigur că e greu. Mi-am luat aminte de o chestie. Doamne, dar mult vorbesc, vă dați seama. Mi-am luat aminte de o chestiune pe care am auzit-o rece și speram să nu mai aud. Și sigur am auzit-o de foarte multe ori. Tu ai văzut că încă din facultate te lovești de întrebarea asta, tu știi cine a fost cutare actor? Da. Tu l-ai văzut pe cutare actor cumva, sigur că ți se testează și tot repertoriul de filme și de spectacole de teatru văzute, dar probabil și ca să începi o discuție, în fine. Și eu am auzit de foarte multe ori, mi s-a adresat întrebarea asta, tu știi cine a fost Olga Tudorache? Tu știi cine a fost Dan Rădulescu? Mai ales când era mai mică, da, bravo, că sunt foarte mulți care nu știu. Ok, bine. Și de ce spun asta? Pentru că sper să nu se mai răspândească teoria asta, că, vezi, Doamne, televiziunea, telenovela, serialul, filmul comercial, spectacolul comercial și așa mai departe, nu fac bine artistului din tine.
Și de ce? O să vedeți unde e legătura. Că vorbeam mai devreme de bani, de cât câștigă actorul, se poate trăi, nu se poate trăi. Sigur că am înțeles că ne limităm în aceste două zone. Produsul de artă și produsul comercial. Iarăși vin și spun, dacă tu îți faci treaba bine și conștiincios și cu tot sufletul și cât poți tu de bine, e mai puțin important dacă este un film de artă, de festival sau dacă este un serial. Mă gândesc, nu știu. Zic și eu, ca opinia publică. Și atunci nu înțeleg de ce să se facă diferențele astea. Dacă faci serial, poți să-ți iei adio de la artă. De ce? Nici eu nu consider. Nu e așa? Și ca să fie vorba între noi, unele, să zicem, unele din produsele astea comerciale îți cam oferă necesarul ca să trăiești și tu. Apropo de dacă se câștigă din treaba asta, anumite alegeri pe care le faci poate să te ajute să câștigi, nu alegeri pe care le faci, anumite oportunități, să zicem. Unele, din unele s-ar putea să nu câștigi nimic, din unele foarte puțin, din unele mai mult, dar asta e bine, să nu dai cu șutul, dacă ai ocazia, să nu dai cu șutul la nimic. Sigur, dacă nu este ceva ce te... normal, asta poți să înțeleg, ce nu te-ar împlini în niciun fel. Te duci doar acolo să faci act de prezență, dar nu-ți convine nimic. Nici regizorul, nici colegul, nici aia, nu-ți place, sigur că da. Dar dacă e doar un anumit considerent, totuși du-te. Că nu știi dacă se leagă ceva. Doamne, cât de mult vorbesc. Hai că mai avem puțin. Nu, eu mai stau și 3 ore, dar îmi dau seama că am o gargare, ceva de nu s-a pomenit. Din experiența ta, consider că actorii buni au puncte comune în sensul că a dus o viață mai fericită sau mai tristă? A fost mai bogat sau a fost mai sărac? Și asta i-a ajutat în meseria de actor? Măi, nu știu ce să spun. În primul rând, cred că e foarte posibil ca fiecare dintre noi să treacă prin toate etapele. De la foarte sărac, la foarte, foarte bogat, să ne ajute Dumnezeu pe toți. Aici nu știu dacă chiar toți, dar despre asta tindem, da? Nu știu, nu, că pentru unii dintre noi nu e, cred că, asta un scop în viață, să ne facem palate. Dar asta spun, vezi, e și asta o adrenalină, o nu știu cum să zic. Pentru mulți dintre noi, pentru că suntem foarte mulți, pentru mulți dintre noi este foarte imprevizibil parcursul ăsta. Și mie cumva îmi place, dar vezi, îmi place poate pentru că nu am o familie. Nu am copii care să depindă de mine. Că vezi, eu, tânără floare, în valurile vieții, mie îmi place cumva imprevizibilul ăsta. Că nu știu mâine dacă voi lua castigul sau nu voi lua, că astăzi câștig mai puțin, că mâine mai mult, că... Și îmi place și chestia asta, că după o perioadă mai seacă, mai săracă, mai nu știu ce, mă, când vine ceva, știi, ca o floare, așa, un super proiect, și cu bănuți, dar și cu oameni, știu, și cu regizori, și cu Ana, mă bucură teribil, chiar m-am îndepărtat de la întrebare. Așa. Dacă e ceva în comun între actorul sărac și actorul bogat? Dacă există, să zicem, date care să ne spună, bă, e foarte bun, bă, dar și-o a avut o viață grea, dar asta l-a făcut să fie bun. E și ăsta un subiect. Și... vezi, nici cu asta nu știu dacă sunt neapărat de acord cu că arta asta, cum e privită de mulți din ciorba asta în care ne învârtim noi, consideră arta ca, nu o consideră, nici știu că nu e o definiție. Artistul adevărat este ăla chinuit, sărac, încercat de viață și... Pe undeva sunt de acord, pentru că s-ar putea să nu prea poți să-i faci față actoriei, cel puțin,
dacă nu prea ai trăit viața. Sigur că acum asta nu înseamnă că eu mâine dacă joc cu o femeie care e ucigașă în serie, trebuie să mă apuc să ucig oameni. Sigur că nu. Dar cred că trebuie să fii luat contact cu o mare varietate din paleta asta de trăiri, de sentimente, de emoții, de apucături umane, sufletești și așa mai departe. Bun. Și atunci, pe de o parte, pot să înțeleg treaba asta cu condiția artistului care e foarte bun, dacă e foarte încercat și foarte umil și foarte capul plecat și în universul și în lumea lui și așa mai departe. Dar s-ar putea să nu fie chiar așa, adică cred că dacă ai, nu știu de ce e video să folosesc cuvântul ăsta talent, nu știu, mi-a fi băgat cineva în cap chestia asta, nu știu, evit. Și atunci o numesc intuiție. Dacă ai intuiția asta pe care cred că ți-o dă cineva, sclipitoare, cum am văzut la anumiți actori, și sper să o am și eu, sper, îmi doresc, s-ar putea să poți să faci față meseriei și dacă n-ai fost foarte încercat de viață sau dacă provii dintr-o familie bună sau, adică, stau și mă gândesc, dacă un tânăr student la actorie s-a născut într-o familie cu posibilități și n-a avut neapărat, nu știu, o viață grea, sigur, cu greutățile copilăriei, poate că a avut și el suferințe în dragoste, în aia, nu știu, s-a certat cu mama, s-a certat cu tata, așa. Dar a avut o viață lină, să spunem, până în punctul ăla. Și poate că și de acolo încolo. Poate că îi va fi suficientă intuiția și căutarea lui de a descoperi lumea. O treabă foarte drăguță. Eu fac chestia asta, nu știu dacă mă va judeca cineva sau nu, dar nu cred. Pentru că mi se pare cumva esențială. Mie îmi place să mă expun la orice context. Deci, pe mine ai să mă vezi și într-un restaurant de 7 stele, dar și într-o cârciumă de cartier. Dar știi ce îmi place? Să stau de vorbă cu toată lumea, cu oricine, chiar recent am stat cu cineva pe stradă de vorbă 2 ore. Era un om al străzii, din păcate. Atât de mult am avut de vorbit cu omul ăla și atât de mult, un om briliant. Mi-a spus și povestea vieții lui în film. Bun, calitatea îndoielnică a unor oameni. Așa, din viața lui. Bun. Și dacă copilul ăla e cum sunt eu, de pe lângă harul ăsta divin și cu ce-o fi fost el înzestrat, dacă îi și place să descopere și să expună la tot felul de situații, să cunoască tot felul de oameni, tot felul de locuri, tot felul de contexte și de cum se aranjează lumea asta și așa mai departe, cred că asta ar fi puntea comună dintre artistul și artistul cu o viață mai liniștită, să zicem așa. Da, și eu consider chinul acela despre care vorbeai ar trebui să fie ăla interior, indiferent de situația materială, pentru că, exact. Știi, stăteam și mă gândeam, bă, dacă ai bani mulți, asta înseamnă că nu-ți mai doresc să mai faci meseria asta. Și mă gândeam, zic, băi, dar ce bogați sunt ăia de pe la Hollywood și da. În continuare îi arde și imagine și fac filme bune. Cam da. Și de artă și de toate felurile, că iarăși și spun, da. Vă rog, dacă putem, să nu mai punem această etichetă cu actorul de artă, actorul de comercial sau cu Dumnezeu s-o numi. Pentru că mă întorc un pic la ce ziceam mai devreme cu dacă știi cine a fost Nevrădulescu, știi cine a fost George Constantin, știi cine a fost... Da. E unul ca mine, una ca mine, de 20 ceva de ani. Mai mici chiar. De unde ar putea să-i știe? Pentru că atunci când ți se pune întrebarea, se completează cu ce valori. Și așa e. Bun. Ce valori au fost aceste sute de nume uriașe? Bun. Eu de unde știu? Pentru că eu cred că mă duceam să mă joc la groapa cu nisip când dumnealor jucau ultimele spectacole. Eu de unde știu? Nu de la televizor? Nu din filmele care au rămas în arhivă?
nu din brigada diverse și așa mai departe. Sigur, și poate că la vremea aceea au fost și ele considerate de alții comerciale sau ceva ușor. Exact. Deci asta spun că faptul că, adică de ce atunci erau acceptate și acum nu. Și când punem această întrebare, dacă știm cine a fost Olga Tudorache sau mai știu și eu cine, să ne gândim că ei, mulțumim lui Dumnezeu, au rămas în arhive și îi pot vedea și cei de vârsta mea și cei de peste 2, 3, 4, 7 generații, pentru că au luat contact cu televiziunea, filmul și așa mai departe, nu doar cu spectacole de artă care te pun, care sunt și alea, au rolul lor în viața ta de artist, de actor, fiecare are locul lui, momentul lui și na, fiecare are locul lui în viața ta de actor, pur și simplu. Și tu trebuie să fii acolo 100% pentru orice ar fi, orice regizor, orice produs și așa mai departe. Na. Ce îi sfătuiești pe cei care își doresc să aleagă drumul ăsta și pe cei care sunt la început de drum? Nu știu dacă tu ai pățit asta, dar cred că este o chestie de comună, că toți am trecut prin ea. Primul lucru, când intri în facultate, nu cumva și vouă vi s-a spus că rău ați făcut, că ați venit aici. Am auzit că e o chestie foarte răspândită și nouă ne-au spus câțiva profesori, sunteți sigur că asta vreți să faceți? Da, ha, păcat. Păcat în ce sens? Bine, și din punctul ăla și-au dat, practic, și-au dedicat 12 ore pe zi pentru noi. Să ne ajute să ne fie bine în viață. Dar ce vreau să spun? Cu acest păcat, la ce se referau când ziceau păcat? Înainte de frumosul ăsta al artei și că îți place și că nu îți place și că ce îți place și așa mai departe și motivul pentru care vrei să faci asta, cred că cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ți-o pui este, două puncte, sunt dispus să duc o viață urmată numai de semnul întrebării? Că e o chestiune, sigur că e posibil să nu fie așa, că au fost și exemple de oameni care, pac, au ieșit din facultate, nu știu ce rol au prins, nu știu unde, și de acolo s-au dus avion. Rachetă nucleară, cum zice, în capătulescu. O adun. Așa. Și atunci, bine, poate că nici lor nu o să le meargă atât de în sus la nesfârșit și că vor avea și momente, dar au fost exemple care, pum, s-au dus țeavă. Dar pentru mulți dintre noi, cam așa se întâmplă. Azi e bine, mâine plângi, mâine ți este ceva, după aia nu-ți mai sună telefonul, după aia deci este o ca la zi, ca la puls. Da, da, da. Bun. Exact. Și cred că asta este cea mai importantă, pentru că sigur că în facultate este atât de frumos și atât de ce mai frumos și din viață și mai departe și s-ar putea să uiți că în momentul în care s-au închis ușurile în spatele tău, se poate întâmpla orice. Deci cred că asta e, pentru că așa, cine sunt eu acum să mă apuc să trebuie să te gândești dacă îți place cu adevărat. Astea sunt lucruri pe care le tot spun și actori mari și regizori și care sunt principalele întrebări. Eu asta aș pune prima cap de risc. Dacă sunt dispus să asum acest risc de a avea o viață imprevizibilă, total imprevizibilă. Gabriela, spune-mi, te rog, spune-le oamenilor, da, unde te pot vedea, unde te pot găsi, la teatru, platforme sociale. O luăm așa. Că de Clanul l-am spus deja. Da, avem una bucată Clanul. În fiecare lună, de la 20:30, pe ProTV și pe voi, oricând doriți dumneavoastră, un episod în avans, chiar, pe voi o zic, așa, teatru, avem așa, teatru, apropo, acolo joc în Insecte, ce spectacol, ăsta, spectacol de artă, care
vezi, și a găsit un locușor acolo în sufletul meu și pentru care m-am dedicat 100% și cu o echipă de oameni. Mi-a ajutat Dumnezeu, am niște colegi, de dea Dumnezeu sănătate, minunați. Bun, și un spectacol, el se numește Insecte, dar e mai mult despre oameni decât despre insecte. Bun, la teatru apropo, la teatru Avangardia, martorul acuzării. Uite, dacă dau și niște date, că poate cine știe, cine ne urmărește, chiar o să ia în calcul să vină să mă vadă. Sigur. Deci pe 20 octombrie, Insecte, la teatru apropo. Pe 28 octombrie, de ziua mea. La mulți ani. Mulțumesc. Martorul acuzării, la teatru Avangardia. Este prima oară când joc de ziua mea. Aha, ce frumos. Da. Paso doble de la teatru Anton Pan din Vâlcea, să vedem când se rea, că am înțeles că sunt în discuții să începem iarăși să-l jucăm, că a avut o mică pauză. Deci cine din Vâlcea, fiți cu ochii pe site, pe că mai treceți prin pasa teatrului, că poate cine știe, îl reluăm curând, curând. Și eu sper să nu scape nimic din... Nu, astea sunt cele mai apropiate. Așa, prin noiembrie, decembrie, vom vedea ce se mai întâmpla. Urmăriți-mă. Gabriela Porumbacu sunt peste tot. Mai simplu. TikTok, Facebook, Instagram. Gabriela Porumbacu. Iată, ne ajungi la final. Mulțumesc frumos, Gabriela. Mulțumesc și eu. Dragilor, vă mulțumesc și vă mulțumim că ați stat și ne-ați urmărit. V-am zis că înregistrarea audio va fi difuzată și la Radio 7, 103 cu 4 FM. Un material cu ce s-a povestit aici mai pe scurt se va găsi și pe pagina de media.ro. Vă așteptăm și data viitoare cu un alt invitat, dar până un alt an, încă o dată mulțumim, Gabriel. Mulțumesc, Gabriel, vă mulțumim. Și mergeți la teatru, uitați-vă la filme. Nu mai bine.